Hai că ți-am adus la mai aduci de mâncare? Da. Ce zici de acea primire? Da, mă gândesc. Că tot ai vrut, cum ai zis tu? Airan și cu pinge pe Airan. Doamne ajută. No, tu ești frățiorul meu începând de azi. Uite cum îmi tremură mâini, de-abia aștept să se stingă puțin becurile ca să putem să stăm jos liniștiți. Bă, e bine, săruna, vă mulțumesc. Nu, nu-i problemă, că și acolo ploua, să știi. Da. N-am înțeles, Albert a venit să te aștepte aici, tu te așteptai la asta? Nu mă așteptam, am vorbit cu el, nu ne cunoaștem. Nu am văzut face to face. E prima oară când ne întâlnim, dar adevărat că... Este un om pe sufletul meu, un om care a fost acolo, care știe ce înseamnă Survivor, căruia îi doresc să, dacă se va organiza All Stars, să câștige. Și nu știu, simt că chiar dacă dezamăgirea este mare, pentru că am stat puțin, foarte puțin, nu a depins de mine, din păcate, dar am câștigat un frate mai mic care a venit cu shawarma. Și prieteni pe viață. Vezi ce înseamnă un om care a suferit foame? Frate, da. Mai bine că mine te înțelege nimeni, crede-mă. Știe, mă, cu ce să vină, cum să vină. Lasă-mă pe mine, mănâncă tu acolo, că... E bună? Am spus înainte să plec și atât la voi, cât și pe canalul meu de YouTube, că îmi doresc să câștige cel mai om. Sper să rămână oameni până spre finală. Și mai mi-a spus ceva de care am ținut cont și am avut tot timpul în cap. Bă, nu faci alianțe, fii tu și ești demn. Și cred că am făcut-o. Da, bravo. I-ai dat sfatul. Da. Cel mai greu a fost și am stat și m-am gândit foarte mult, pentru că este o mare diferență între a vrea și a nu putea. Cel mai greu a fost că m-am accidentat. Și din momentul ăla când am simțit că nu mai pot, pentru un sportiv cred că asta e cel mai urât lucru. Și chiar mă gândeam în nopțile în care stăteam până să terminau lemnele, stăteam lângă foc, pentru că nu prea puteam să stau în nicio poziție din cauza durerilor. Chiar mă gândeam ce simt, nu știu, sportivi care sunt să pregătesc 4 ani pentru olimpiadă, să accidentează. Îi vedeam la televizor și ziceam, ia uite bă ce plânge fătălău ăsta. Chiar așa spuneam, am plâns, n-am rupt și cred că nu sunt fătălău. Îți vine și acum să plângi când povestești despre asta? Încerc să nu. Când ai plecat, ai spus că ai emoții și că da, îți este teamă pentru că ești conștient că nu o să fie ușor. A fost așa cum te așteptai sau a fost și mai greu? Uite, n-am spus-o niciodată și asta a fost singurul lucru în care nu l-am spus înainte să plec. Nu că n-aș fi fost sincer, nu am spus-o ca să nu-i pun în gardă nici pe adversari, nici pe coechipierii mei. Eram pregătit din toate punctele de vedere, am lucrat cu mental coach zi de zi câte 2 ore. M-a sfătuit și fratele meu. Nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete. Poate e un pic urât ce spun acum, nu mi-a fost dor de nimeni. De nimeni, nu mi-a fost dor de nimeni. Am știut de ce mă duc acolo și când mă fura așa un pic peisajul, spuneam o rugăciune. Suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid, nu echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. De la Rapid.